când era parohul Bisericii Sfânta Ecaterina din București, înainte de a-i muri soția, după care s-a călugărit și a urmat ceea ce știți. Deci, în acea perioadă, el i-a cumunat pe părinții mei. Aveam, deci, o relație specială. Veneam deseori și mai ales în momente de cumpănă să mă sfătuiesc cu Sfinția sa, să discutăm. Era un ierarh luminat. La un moment dat i-am povestit un vis al meu și mi-a zis: și ce semnificație dai? Păi zic, eu m-am gândit așa. Ăsta e misticism. Ca un alt ierarh să te acuze de misticism, mi s-a părut un lucru extraordinar, pentru că acea credință extraordinară și forța pe care o emana veneau din altă zonă mult mai profundă și mult mai plină de semnificații. L-am ascultat pe înalt preasfințitul Barsanufie cu acele atât de interesante amănunte despre Sfântul Filimon și mă gândeam în timp ce ne revela acel episod legat de orbirea omului pe care l-a tămăduit, că de fapt asta face și acum ca patron al teatrului. Ne vindecă de orbire, de orbirea care ne-a cuprins în goana nebună după adunarea de bunuri materiale cu neglijarea vieții noastre spirituale. Teatrul întotdeauna trage un semnal de alarmă asupra acestui pericol. Și în sfârșit sunt emoționat pentru că, iată, lansăm o ediție a unei cărți, ea spune fundamentale a literaturii române contemporane. Este, dacă nu mă înșel, a 15-a ediție a romanului Niște Țărani. Dar probabil, în mod sigur, cei mai tineri, dar probabil și dintre dumneavoastră, puțin știu că romanul își are punctul zero aici, la Râmnicu Vâlcea, pentru că, la un moment dat, Dinu Săraru a scris o tabletă despre Năiță Lucean. Acea tabletă a apărut în Flacăra și la o manifestare literară care a avut loc la sala Consiliului Județean, ea a fost citită cu mare succes de public de un actor foarte îndrăgit, Jeanne Marinescu. Imediat după aceea, Adrian Păunescu i-a propus domnului Săraru să continue și să înceapă un roman foileton. Romanul foileton s-a scris pe măsură ce apărea. Și la un moment dat, Dinu Săraru l-a întrebat: bine, și ce fac dacă la un moment dat nu o să mai meargă? Păi, ziceam, să public o notiță, Dinu Săraru mi-a spus că nu mai e în stare să continue. Și îmi spunea Dinu Săraru, zice, cum îl credeam în stare de așa ceva, n-am avut decât să continui și să scriu cartea. Numai că ea, cartea, trăia de mai multă vreme în Dinu Săraru. Aș zice că scrierea ei a fost doar ultima fază a unui proces mult mai serios și mai îndelungat. În primul rând, dacă vorbim de geneza romanului, trebuie să ne gândim la biografia autorului. Venea dintr-o familie de boieri din Oltenia de sub munte. Tatăl său era un învățător de tip haretian, deci nu oaspete în satul unde oficia, ci parte componentă constitutivă a acelui sat. Iar țăranii, bine țăranii, cu lumea lor, erau o prezență a sufletului lui Dinu Săraru, pentru că și el, asemenea altor mari scriitori, a înțeles foarte devreme că, de fapt, civilizația românească este una întemeiată pe civilizația rurală. Și Boxa spune, la început, țara noastră a fost o țară de sat. Dar, mai mult decât atât, e vorba de o anumită concepție despre viață, o anumită raportare, dacă vreți, filozofică, la modul de a-ți asuma existența, de a-i trăi bogățiile,
de a încerca să intri în consonanță cu cosmosul, cu toate coordonatele posibile. Așa că Dinu Săranu ne-a dat niște țărani. Probabil nu știa la început că va fi doar punctul inițial al unei trilogii, pentru că viața ulterioră l-a purtat către scrierea altor două romane, Iarba Vântului, pentru cei care nu știu, Iarba Vântului crește pe terenurile părăsite, uitate de Dumnezeu. Iarba Vântului era ceea ce se întâmpla cu multe din câmpurile satelor românești în anii aceia. Un sociolog de la Cluj se întreba, cred că a trebuit să răspundă la întrebarea ce determinase pe țărani să evolueze de la noi vrem pământ către noi nu vrem pământ. Și zice, dacă ne răspundem la această întrebare, vom avea un răspuns la toate întrebările legate de epoca postbelică. Și în sfârșit, un al treilea roman, care venea după 89, Crimă pentru pământ. Era inspirată și ea tot din realitate. Dinu Săranu nu scrie decât pornind de la lucruri reale. Evident, talentul îi îngăduie să le transfigureze, să le dea un chip încât le face deopotrivă recunoscibile și nerecunoscibile. Recunoscibile pentru că înțelegi autenticitatea lor și nerecunoscibile pentru că nu mai e ceea ce știai și ceea ce mulți își închipuie atunci când spun viața mea e un roman și cred că așterne așa o povestioară un săi la acolo înseamnă că a devenit automat prozator. Așadar, Dinu Săranu ne-a dat această carte, aceste cărți. El a făcut un lucru excepțional, după părerea mea, pentru că ne-a făcut conștienți de ceva care ar trebui să nu ne părăsească niciodată. Și anume de valorile civilizației țărănești, pe care ar trebui să ni le asumăm și de care ar trebui să ținem cu dinții și de care ține cu dinții fundația pe care a întemeiat-o tot Dinu Săranu, o fundație de revigorare a acestei civilizații rurale. Și procedând astfel, ne lasă un bun de preț, nu doar o mărturie despre o epocă, despre niște întâmplări și niște oameni, ci despre însuși sufletul nostru pe care să se pervertească din nefericire și la care nu trebuie să renunțăm cu niciun chip, așa cum țăranul nu renunță la crezul lui cel mai adevărat. Acela că el face parte dintr-o lume armonioasă, o lume creată de Dumnezeu, în care e loc pentru toți cei buni și în care trebuie să credem că poate și cei mai puțini buni se vor mântui cândva. Asta este cartea pe care o lansăm astăseară. Este un eveniment legat de o personalitate. Și vă rog să mă credeți că este un eveniment. Neatenți la nuanțe, prea des numim eveniment orice întâmplare culturală. Sunt puține evenimente, trăim puține evenimente. Dar acesta e unul din ele. Iar Dinu Săranu, bineînțeles, Dinu Săranu este o personalitate. Pentru că, am mai spus-o și cu alte prilejuri, există o ierarhie. La un moment dat, un creator capătă o vizibilitate mai mare. El devine de notorietate. Notorietatea ar fi prima treaptă.
Din rândul celor cu notorietate se nasc personalitățile. Unii sunt mai pregnanți decât alții și devin personalități. Și abia din rândul acestora se nasc oamenii de mare valoare care într-adevăr merită numele de personalitate. Așadar, sunt bucuros că alături de dumneavoastră particip la această minunată întâmplare culturală. Îi mulțumesc în al Preasfințitului pentru gândul bun de a consacra din când în când manifestări închinate teatrului. Cred că binecuvântarea Sfântului Filimon e deja asigurată asupra rânicului și asupra celor care se îndelernicesc cu teatrul în această parte de țară. Dinu Săraru explică într-un serial din Adevărul ce înseamnă, ce a însemnat teatrul pe care l-a condus, teatrul mic. A publicat deja 2 episoade, urmează al 3-lea vinerea viitoare. Sunt 50 de ani de la întemeierea teatrului mic pe care Dinu Săraru l-a dus pe niște culmi nemai atinse, nici înainte, nici după aceea, de nicio instituție teatrală din România. Și cred că Sfântul Filimon a hotărât să ne întâlnim chiar azi aici cu un om care iubește teatrul și iubește frumosul. Vă mulțumesc!